Vă spune că se bucură că ați venit prezenți la nunta lor și Domnul să binecuvinteze, invite aici lângă mine, va avea primul cuvântul socru mare, Domnul să binecuvinteze, că ne amin, dă-ne puterea, ca cu ești frate, ai cuvântul, transmite ce ai de transmis poporului și celor ce invitați la nunta ta și Domnul să vă binecuvinteze, amin. Fraților, în primul rând, vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi. Și noi cu mare plăcere o să fim prezent alături de dumneavoastră. Băiatul meu, permis s-a luat. Cu ajutorul Domnului fac și casă. Deja sunt în construcție cu casă. Ce am eu? E a lui tot. Fiți binecuvântați, Domnul. Și eu aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru prezența voastră. Ați răspuns invitații noastre. Sunteți niște oameni minunați, cu o inimă deosebit de aleasă și vă mulțumim foarte mult o dată pentru prezența voastră. Și eu la rândul meu, ca tată la copilul meu, la fata mea, ofer și eu 10.000 de euro și Dumnezeu, dacă vă voi să toarnă mai mult, va turna mai mult, dar știu că El poate să facă și Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze!